Articolul 396. Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori. 1. Instanța de tutelă hotărăște odată cu pronunțarea divorțului asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori, ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și dacă este cazul de învoială părinților pe care îi ascultă. 2. Dispozițiile articolului 264 sunt aplicabile.